ce a pierdut viața în explozia de la hidrocentrala din apropiere de Bologna, Italia. Până acum, în urma tragediei petrecute la 40 de metri adâncime în lacul Suviana, 3 muncitori au murit, 5 au suferit arsuri grave, iar alți 4 sunt încă dați dispăruți. Sindicatele au atras atenția încă de anul trecut că la acea hidrocentrală sunt probleme de siguranță. Pavel Petronel Tănase avea 45 de ani, era căsătorit și avea 2 copii gemeni. Locuiau cu toții în Settimo Torinese, o localitate de lângă Torino. După ce s-a aflat că a pierit în explozia de la hidrocentrală, toată comunitatea s-a mobilizat pentru a ajuta familia. De altfel, parohia ortodoxă română Settimo Torinese, Sfântul Ioan de la Râșca și Secu, a anunțat că se va ocupa de toate cele necesare în mormântării. Explozia s-a produs în timp ce tehnicienii făceau lucrări de întreținere la una dintre cele 2 hidrocentrale de la lacul de acumulare. A explodat o turbină la nivelul minus 8. Zeci de pompieri au intervenit cu dificultate din cauza fumului dens, coborând cu butelii de oxigen pentru a-i căuta pe cei dispăruți. Dar speranțele de a mai găsi supraviețuitori sunt practic nule. La situazione è una situazione molto difficile, l'acqua sta salendo abbastanza rapidamente, ha invaso il piano meno 8, almeno 50 cm d'acqua. La speranza dei soccorritori è sempre quella di trovare persone in vita, lo scenario, quello che vediamo oggettivamente non ci fa molto credere a questa ipotesi, però ripeto, come siamo abituati anche ai miracoli. Su questo insomma ci concentriamo, ma non siamo molto ottimisti in questo senso. Autoritățile au dat asigurări că digul din apropiere nu a fost afectat și nu reprezintă un pericol. Unul dintre sindicate avertizase încă de anul trecut că sunt probleme tehnice la una dintre hidrocentrale și că muncitorii sunt expuși pericolelor. Se pare însă că semnalul de alarmă a fost ignorat.